Psalmul 28. Un psalm al lui David. Doamne, către Tine strig, stânca mea, nu rămâne surd la glasul meu, ca nu cumva dacă Te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunilor mele când strig către Tine și când îmi ridic mâinile spre locașul Tău cel sfânt. Nu mă lua de pe pământ împreună cu cei răi și cu oamenii nelegiuiți care vorbesc de pace aproape lui lor și încolo au răutate în inimă. Răsplătește-le după lucrările lor și după răutatea faptelor lor. Răsplătește-le după lucrarea mâinilor lor. Dă-le plata care li se cuvine, căci ei nu iau aminte la lucrările Domnului, la lucrarea mâinilor Lui. Să-i doboare și să nu-i mai scoale. Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea mi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele. Domnul este tăria poporului Său. El este stânca izbăvitoare a unsului Său. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Fii păstorul și sprijinitorul lor în veci. Amin.